survive the shots or die, nigga. Die, nigga. Die, nigga. Die. Un croșeu de dreapta urmat de un uppercut de stânga. Acestea sunt armele cu care Alin Mucioiu încearcă să răzbească în viață. S-a apucat de box doar în urmă cu 2 ani, dar are deja 6 medalii și o sumedenie de diplome la activ. După ce a pus mâna pe medalia de bronz la campionatele naționale și la Cupa României, micul Bute a recidivat sâmbătă. A luat chiar medalia de aur la un concurs național desfășurat în orașul lui Doroftei, Ploiești. La vârsta mea am scos foarte multe medalii, 6 medalii. Și îmi place boxul pentru că este un sport agresiv și îmi place agresivitatea. Dacă este să aleagă însă între Doroftei și Bute, tânărul boxer, antrenat de Doru Neamțu, nu are niciun dubiu. Îmi place Bute, este un sportiv foarte calm, knockout-uri după knockout-uri, este și îmi place și de Doroftei. Doroftei a fost și el ceva la viața lui și bravo lui. Asemenea campionului mondial Bute, plecat din micuța comună gălățeană Pechea, Alin Mucioiu a plecat de jos. A început boxul la Țânțăreni sub îndrumarea antrenorului Ion Buric, iar acum este elev la Liceul Energetic. Izbânda de la Ploiești nu va rămâne neobservată. Alin a fost selecționat în lotul național care se va pregăti începând din această iarnă la Centrul Olimpic de la Ploiești sub îndrumarea lui Titi Tudor. Totul ca să fie gata pentru campionatele mondiale din iulie anul viitor, acolo unde micul Bute va participa la categoria 70 de kilograme. Sper să iau, trebuie trag de mine ca un adevărat campion și încerc, îmi place boxul foarte mult și chiar vreau să ajung ceva în viață cu acest sport.